Descoperirea macabră într-un apartament din sectorul Botanica. O femeie de 79 de ani a fost găsită fără suflare de către polițiști și cu semne de moarte violentă pe corp. S-a întâmplat luni seara, în jurul orei 19. Potrivit ofițerului de presă al poliției capitalei, Natalia Stati, victima nu are nici soț și nici copii. Femeia locuia de una singură, iar cel care a alertat poliția a fost un vecin. Potrivit oamenilor legei, victima avea mai multe leziuni în regiunea gâtului și a cutiei toracice. Pe marginea acestui caz a fost inițiată o cauză penală pentru omor, iar polițiștii încearcă să dea de urmele criminalului. Până acum, aceștia nu au niciun suspect.